Bătrânul din imagini este Nea Alexandru, are 80 de ani și a muncit o viață întreagă. Ca orice gospodar, a economisit ceva bani pe care i-a pus deoparte pentru zile negre. Marți a fost o zi obișnuită pentru el până în momentul în care a hotărât să ducă gunoiul. Totul s-a întâmplat în jurul orei 15, în parcul din zona rotunda a municipiului Medgidia. Am ieșit cu punga de gunoi să duc la gunoi și să-mi iau și un pachet de țigări. Unul din ei care spune că e șeful lui roate, Datorită faptului că are probleme de sănătate și se deplasează cu greu, bărbatul i-a rugat pe tinerii binevoitori să-i cumpere un pachet cu țigări. I-am dat, bă, te duci un pachet țigări, că nu pot, că mă dau în picior, dă-ne-ați care, că mă duc. I-am dat 150.000 să-mi iau un pachet de țigări și au plecat toți sfatul. Au plecat. Și s-a vorbit că m-am întârziat. Băi, ce faci nu bine cu țigări? Câtă vreme au lipsit, micii infractori au plănuit probabil cum să îl jefuiască pe bătrân. Așa se face că, la întoarcere, au trecut la fapte. Ăsta care l-am trimis era în fața mea. Mi-a zis că ne dă niște un leu ca să-l luăm până când e foame. Cunoscându-l vorba aia, dau să scot banii din buzunar. Pensionarul a fost deposedat de suma de 1600 de lei. Eu cu o zi înainte am fost la o cumnată de-a mea la mormântare și credeam, zic, mă, să iau niște bani de acasă, că nu fi avut frate meu bani, să-i ajut. Eu când am ieșit afară, uitați-mi că am banii în geaca asta aici. După ce a reușit să se ridice de jos, bătrânul a apelat la o trecătoare care a anunțat imediat poliția. Oamenii legii au constituit rapid o echipă operativă care a plecat în căutarea suspecților. La scurt timp, cei patru minori au fost identificați într-un local din centrul orașului. Plănuiau să cheltuie o parte din bani acolo și pentru asta și-au mai luat cu ei și un prieten. În urma investigațiilor și cercetărilor efectuate, s-a stabilit faptul că autorii sunt un grup de patru minori cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani. A fost recuperată o mare parte din suma sustrasă de la bătrâni, mai precis a fost recuperată suma de 1420 ceva de lei. Trei dintre suspecți au 13 ani, iar al patrulea, cel care i-a smuls banii bătrânului, are 15 ani. Învață la aceeași școală și marți au chiulit de la ore. Cu toate acestea, spun că nu își explică gestul și încearcă să dea vina unul pe celălalt. Dacă m-am luat după prostul ăsta... Ce vrei să faci tu cu banii? Nimica. Tânărul care îl cunoștea pe bătrân spune că după ce i-au furat banii și au fugit, s-au gândit să îi înapoieze. El vrea să strângem toți banii și să-i dăm înapoi. Și noi am fost de acolo, dar până mi-a găsit polițiști și am întâlnit. El v-a zis să dați banii înapoi? Da, toți au fost de acord să-i punem să-i ducem banii. Oamenii legii au recuperat suma de 1422 de lei, bani pe care i-au predat bătrânului. Le mulțumesc foarte, foarte mult. Mulțumesc că sunt pensionat, adică acum și... Da, poliția a fost foarte... Cei patru minori din Medgidia sunt acum cercetați penal pentru tâlhărie. Pedeapsa pentru fapta pe care o săvârșit-o, respectiv infracțiunea de tâlhărie calificată, este până la 10 ani de închisoare. Datorită faptului că sunt minori, suspecții vor fi cercetați în stare de libertate.